Știi că este prima oară în istoria FCSB-ului, da, când istoria lungă, când nu are antrenor pe foaie. Nu are antrenor, pur și simplu. Echipa se prezintă la meci fără antrenor. Nu, te întreb. După decizia pe care domnul Leu Stizu a luat-o, clar că a fost dezamăgit și nu i-a convenit nici lui niște lucruri acolo și a plecat. Și acum, oricum, deciziile erau sus, luate. E pierdere Strizu, ținând cont și de rezultatul ăsta? Pentru echipe, pentru club, da. De ce pentru că era acolo... De ce? Nu, era tot timpul cu echipa, cu Pintilei. Unde să fie pierdere? Nu e vorba cred de pierdere. Cred că nici în autocar nu-i se simte lipsa lui Leo Strizu. Eu cred că domnul Leo Strizu... Serios, eu sunt prieten cu Leo, e un băiat senzațional. La... Bă, dacă nu te ia în cantonament, nu te lasă să intri în vestiar. Nu poți să intri pe teren. Păi să simtă lipsa de unde? Din lift? Și în lift a plecat singur săracul, că am văzut azi dimineață iar imagini. Iese de la conferința de presă, îi deschide purtătorul de cuvânt sau cine e, da. Îi deschide ușa și se duce agale așa spre lift săracul și pleacă singur. E dureros. Să vezi un om care, într-adevăr, stă de aproape 20 de ani acolo la club. Cum ți s-a părut dureros? Da, pentru că îl cunosc foarte bine, stăm foarte mult de vorbă cu el și am fost de multe ori la meciuri și la echipa a doua. Și când l-am văzut dimineața așa în lift, l-am văzut că e foarte trist și plec singur de acolo, fără niciun motiv, fără... Singura ta, adică chiar și dureros și mi s-a părut bărânt și puțin degradant așa. Și după atâția ani. După atâția ani să... Adică da. Ai avut o strângere de inimă când l-ai văzut? Cred că e singurul om care niciodată nu i-a răspuns domnului Gigi Becali. Da? Credeți. Dar n-ai avut o strângere de inimă așa când l-ai văzut? Pentru că mă pun în pielea tuturor de care sunt acolo și pleacă și stă și la un moment dat trebuie să pleci. Și na, vă dați seama și Leo, Leo Strizu a plecat foarte dezamăgit. Pentru că nu s-a aștepta să... Hai să nu-i dea posibilitatea sau cel puțin... Să le ia în cantonament, să... Să aibă o șansă. Să aibă o șansă. Oricum, era clar că Pintilei e acolo rolul principal. Să-i dai o șansă să fii lângă echipă, mai mult lângă echipă, pentru că știe ce înseamnă Steaua. Da. Ați văzut cu toate lucrurile astea care se întâmplă la club. Eu spun nu ceva. Părerea mea, chiar dacă zice Robert că nu conta așa mult, eu zic că plecarea lui Strizu, Andrei, care e părerea, așa mică cum pare, nu cred că era chiar așa mică, a contribuit și asta la destabilizare și la jocul slab și lipsit de încrederea băieților până la urmă, una peste alta. Acolo, o virgulă. Știi cum e uneori? La o barcă se ia apă, o crăpătură, trebuie mică. Nu trebuie să fie Dita mai gaură în barcă. Știi? Adică, ce vreau să spun, plecarea lui Strizu a accentuat haosul, asta vreau să spun, în esență. Adică nici jucătorii nu mai înțeleg nimic. Eu m-aș duce către altă zonă ca să-ți dau dreptate, pentru că suntem în... Sau să nu-mi dai dreptate. Suntem în postul Paștelui. Eu cred că a contat, dar mai degrabă cred că a contat acolo sus undeva. Pentru că, din punct de vedere sportiv, sunt de acord cu Robert că n-a contat deloc. Din punctul ăla, celălalt de vedere, e posibil... ca să ți se întâmple anumite lucruri când devii incorrect cu cineva. Pentru că omul ăla nu putem să-l judecăm pe Strizu. Bine, te referi la Gigi acum, nu? Da, la Gigi Becali. Da. Da. Nu, să spunem lucrurilor pe nume. Pe Strizu... La Gigi Becali te referi. Da. Păi de echipa lui, nu? Păi Strizu, că am auzit tot felul de comentarii și eu sunt tentat să spun, domnule, îți meri soarta. Dacă te duci acolo să stai marionetă pe bancă, îți meri soarta. Dar nu poți să judeci niciodată un om pentru că nu știi care sunt nevoile lui. Adică un om care este, ajunge într-o situație financiară grea, un om care este la disperare, un om care are un necaz, se agață de orice. Iar dacă te agăți de Gigi Becali, probabil că te agăți în speranța și dovedită la foarte mult că te ajută. Te ajută financiar. Da? E, doar că probabil că modul în care se produc despărțirile la FCSB cu toată lumea asta așa un gust amar. Trimite niște semnale undeva care se întorc și lovesc acele semnale. Pentru că dacă... Okay, adică lovesc... Acolo spui, da, e slup... Se întoarce împotriva drept credinciosului, asta cred, zici? Cred, că e postul Paștelui, dacă e să discutăm dacă în să discutăm în termeni ăștia, mă gândesc că dacă... Nu înseamnă totul faci bine pentru un om dându-i bani, numai atât.
Pentru că dacă tu în continuare spui e sluga mea, mă slujește, ești câinele meu, îi spui cum vrei tu, eu cred că ți se întorc toate lucrurile astea, chiar dacă tu ai plătit, că probabil că domnul Becali zice, ce vor mă ăștia de la mine? I-am dat 2000 pe luna lui Strizu, că atât a declarat, nu? Ca să facă un rol acolo, să îndeplinească un rol, probabil că ce mai vrea de la mine? Ia să mă lase în pace. Doar că pe lumea asta și dumnealui ar trebui să știe cel mai bine lucru. Nu, banii fac totul. Adică, ok, banul e scutul sufletului. Dar ce faci cu sufletul? Sunt oameni care sunt deranjați, oameni care se pot supăra pentru astfel de gesturi, după cum sunt oameni care apreciază mai mult un astfel de gest decât o sumă de bani. La un moment dat. Și da, din punctul ăsta de vedere, e posibil ca această înfrângere care a venit imediat după tot episodul și de la divinitate. Să fie așa, ca și ca la sateliști, știi cum se duce semnalul un satelist să întoarce din satelit odată. Că tot vorbim de post. Că poate înțelegi. Adică păcătosul e pedepsit. Poate înțelegi odată, da. Păcătosul e pedepsit, nu? Păi cam așa, așa se traduce, nu una peste alta, da?